Da? Bun. Încă o dată, bună ziua tuturor. Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă de astăzi organizată de Ministerul Educației referitor la modul de desfășurare a examenilor de clasa 9 din acest an. Astăzi, alături de mine, este și doamna Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, alături de care vom prezenta abordarea Ministerului din anul acesta cu privire la examene. Vreau, printr-un început, să precizez că noi venim cu aceste modificări, cu aceste măsuri administrative noi pe care le vom prezenta astăzi, pentru că noi credem în câteva lucruri principale. În primul rând, credem în importanța asigurării integrității sistemului nostru educațional. Copiii merg la școală numai pentru a învăța și a căpăta anumite competențe, dar în același timp pentru a însuși anumite valori, și modul în care se desfășoară examenele în Republica Moldova comunică foarte mult despre valorile care există în sistem și pe care noi ne dorim să le promovăm. Respectiv, noi credem că este esențial să asigurăm integritatea desfășurării tuturor examenelor în Republica Moldova, pentru ca copiii să aibă certitudinea că acel efort pe care îl fac, pe care îl depun, este apreciat la justa valoare. Respectiv, pentru ca să avem un sistem meritocratic, este important să avem și o evaluare corectă în întreaga Republică. Totodată, pentru noi este foarte important ca toți copiii să fie tratați în mod egal și să aibă condiții egale de desfășurare a examenelor. Respectiv, este esențial să asigurăm în toate raioanele Republicii o modalitate corectă, onestă, 100% integră de desfășurare a procesului de evaluare. Noi am avut discuții în ultima perioadă în spațiu public referitor la modul de desfășurare a examenului de clasa 9, în raport cu care noi avem anumite semne de întrebare atunci când vine vorba de corectitudinea desfășurării acesteia, și atunci am decis să ne uităm pe cifre, să verificăm în ce măsură putem determina anumite probleme sistemice în modul de desfășurare a acestui examen, și reieșind din aceste concluzii să vedem ce măsuri credem noi că ar fi cele mai potrivite pentru a asigura, după cum spuneam, integritatea și corectitudinea desfășurării evaluării. În acest scop, și aici doamna Ivanov o să prezint un pic mai târziu detalii mai tehnice, ne-am uitat în primul rând despre rezultatele elevilor noștri la examenul de bacalaureat, comparativ cu examenul de clasa 9, și am constatat anumite discrepanțe care ne dau de gândit și care, din punctul nostru de vedere, indică la nivelul anumitor raioane elemente de fraudă sistemică, care noi credem că trebuie combătute și eliminate din sistem. Simplu spus, am observat că în anumite raioane avem o pondere foarte mare a copiilor care obțin rezultate de foarte bune la examenul de gimnaziu, note de 8 și 10, între 8 și 10. În același timp, în aceleași raioane, aceiași copii obțin rezultate extrem de mici la bacalaureat. Situația nu este uniformă și aici de asta ne-am uitat la date, și de asta și o să vedeți că abordarea noastră nu este una identică pentru toată țara, dar ne axăm pe acele raioane unde noi vedem anume aceste probleme sistemice, 8 sunt într-asemenea categorie, și respectiv acolo unde am observat decalaj semnificativ între rezultatele dintre clasa 9 și clasa 12, am concluzionat că există elemente de fraudă sistemică care necesită intervenția din partea Ministerului, în așa fel încât să avem o evaluare corectă. În ce o să constea această intervenție? O să constea, în primul rând, în două măsuri administrative pe care o să le utilizăm. O să ne asigurăm că în 8 raioane unde credem că există semne de întrebare, vor merge observatori în instituția de învățământ în ziua examenului. Vom avea, planificăm noi, circa 400 de persoane voluntare implicate în această activitate, care se vor deplasa în aceste 8 raioane în fiecare zi de examen de clasa 9, pentru a se asigura cu privire la corectitudinea desfășurării probelor, și în egală măsură vom evalua centralizat lucrările din aceste raioane într-o anumită proporție, iarăși pentru ca să excludem posibilitatea unor interferențe la nivel local și să ne asigurăm că evaluarea se desfășoară cu maximă corectitudine și
produce rezultatul așteptat. După cum spuneam, din toate datele pe care le-am analizat, am identificat 8 raioane în care considerăm că se merită a întreprinde această intervenție administrativă adițională, și anume Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, Rezina și Șoldănești. În următoarea perioadă de timp, începând cu luna martie, noi vom lansa acest proces de identificare a voluntarilor și încurajăm în special persoanele care lucrează în învățământ, studenții, alte persoane care cred în importanța desfășurării unor examene corecte, să alăture aceste inițiative și să facă parte din acest corp de voluntari. Totodată urmează să recrutăm evaluatorii externi care vor analiza, evalua lucrările de clasa 9 în aceste instituții de învățământ. Noi am optat, după cum spuneam, pe o abordare bazată pe date, reieșind din analiza statistică pe care am făcut-o alături de colegii de la Agenția Națională pentru Curriculum și pe Evaluare, și am mizat și mizăm pe o abordare țintită, anume acolo unde vedem că există probleme sistemice confirmate de cifrele, de cifre statistice. Respectiv, am să rog pe doamna Ivanov să facă o prezentare cu privire la metodologia pe care am aplicat-o pentru a identifica anume aceste 8 raioane și să explice cum am ajuns la această decizie și care sunt elementele analitice care au stat la baza ei. Doamna Ivanov, vă rog mult, după care o să răspundem la întrebări. Stimate domnule ministru, mulțumesc mult. Stimați reprezentanța de mass media, bună ziua. Voi începe de la câteva premize care au stat la baza acestei analize efectuate. Rezultatele examenelor naționale de absolvire au o semnificație profundă și ele oferă nu doar o privire asupra performanței individuale a elevilor, ci și asupra calității generale a sistemului de învățământ. În condițiile în care examenele naționale sunt organizate în mod corect și transparent, ele devin un instrument pentru evaluarea eficienței și relevanței studiilor. Anual, noi, urmarea desfășurării examenelor de absolvire, generăm o multitudine de date care ne permit să realizăm analize țintite a diferitor aspecte a performanței școlare în funcție de diferite variabile de interes, precum ar fi tipul instituției, distribuția geografică, limba de instruire, profilul de studiu, mediile obținute de elevi. Aceste analize ne permit să înțelegem mai detaliat care sunt tendințele și variațiile în performanța elevilor. Deci, care este setul de date care a fost analizat? Am realizat o analiză comparativă a datelor obținute de către elevii care au absolvit gimnaziu în sesiunea 2019. Această cohortă de elevi care au intrat în treapta liceală, au absolvit treapta liceală, au ajuns la finele ei și au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea 2022. Deci, avem aceiași copii care au finalizat în 2019 gimnaziu și peste 3 ani au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea 2022. Am ales să facem analiza acestor date pentru proba la matematică. De ce? Deoarece matematica este probă obligatoriu atât la gimnaziu cât și la examenul de bacalaureat. Următorul slide, vă rog. Deci aveți un prim rezultat obținut. Diagrama aceasta ne reprezintă datele cu privire la procentul notelor de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 pe întreaga țară, reiterez, la proba de examen la matematică, în sesiunea 2022 bacalaureat și sesiunea 2019 gimnaziu. La o privire în ansamblu,
observăm că, în general, aceste date sunt distribuite uniform. Dar, dacă ne uităm un pic mai atent, observăm și diferențe semnificative pe extrema de stânga și pe extrema de dreapta. Mă refer aici la notele de 8, 9 și 10 și notele obținute 4 și 1. Dacă o să ne uităm un pic mai atent, atunci observăm că la examenul de gimnaziu note de 8, 9 și 10 au obținut elevii în proporție de 43% și comparativ cu examenul de bacalaureat, aceleași note de 8, 9 și 10 au fost 34%. Ne uităm la extrema din dreapta, avem un întreg și 13%, deci de elevi care nu au promovat examenul și comparativ cu examenul de bacalaureat care ne reprezintă 9%. Având acest tablou pe toată țara, am hotărât să vedem ce se întâmplă pentru fiecare raion în parte, așa cum spunea și domnul ministru, fiindcă datele sunt diferite pe fiecare raion. Ce s-a întâmplat cu fiecare raion și care a fost abordarea pentru setul de date care l-am ales? Deci, am selectat doar rezultatele pentru procentul notelor de 10, 9 și 8, și cel al 4 și 1 din cadrul examenului de bacalaureat comparativ cu cel din gimnaziu. Reiterez, sesiunea 2019, sesiunea 2022. Pentru fiecare raion i-au fost atribuite două valori. Deci prima valoare este diferența procentelor notelor de 10, 9, 8 la examenul de bacalaureat comparativ cu cel de gimnaziu și valoarea diferenței procentelor notelor de 4-1 la exact din cele două examene. S-a construit un grafic pe un sistem de coordonate bidimensional, un grafic care pe axa orizontală, deci pe axa X, avem procentele notelor de 10, 9 și 8 și pe axa verticală, axa OY, sunt procentele notelor de 4 și 1. Fiecare raion a fost poziționat pe acest grafic în funcție de cele două valori atribuite. Pentru ca să înțelegem mai bine performanța fiecărui raion, mai bună sau mai puțin bună, acest grafic a fost împărțit în trei zone. Avem zona roșie, aveți acolo descrierea, da? Așa. Zona roșie, zona galbenă și zona verde. Ce înseamnă zona roșie? Zona roșie reprezintă raioanele în care elevii au avut o scădere semnificativă a performanței la proba de matematică la examenul de bacalaureat comparativ cu cel de gimnaziu. Adică, diferența procentelor notelor de 10, 9 și 8 este mai mică de minus 10 puncte procentuale, iar diferența procentelor notelor sub 5 este mai mare de 10 puncte procentuale. Zona galbenă. Sunt raioanele care performanța la proba de matematică este moderată sau nesemnificativă. Și aici aceste diferențe pentru notele de 10, 9 și 8 se situează între valorile minus 10 plus 10 puncte procentuale. Pentru notele sub 5 se situează între valorile 0 și 10 puncte procentuale. Zona verde. Zona verde ne reprezintă raioanele care elevii au avut o îmbunătățire semnificativă la proba la matematică la bacalaureat comparativ cu gimnaziu. Și aici aceste diferențe a notelor de 9 și 10 este mai mare de 10 puncte procentuale, iar diferența procentelor notelor sub 5 este mai mică de 0 puncte procentuale. Următorul slide, vedeți această distribuție a raioanelor pe cele trei zone. Avem raioanele situate în zona roșie, în zona galbenă și în zona
verde. Domnul ministru a vociferat raioanele care cel mai des se poziționează în zona roșie, Cimșlia, Briceni, Șoldănești, Cantemir, Cahul, Drochea, Rezina, Dubăsari. Aici reamintesc că vorbim despre aceiași copii care au susținut în 2019 examenul de gimnaziu și peste 3 ani examenul de bacalaureat. În scopul analizei tendințelor de distribuire a raioanelor a fost efectuată o analiză similară în baza aceeași metodologii, doar că aici am comparat rezultatele examenului de bacalaureat din sesiunea 2022 și a copiilor care tot au susținut examenul de gimnaziu în sesiunea 2022. Puteți vedea această distribuție care este aproape similară, deci avem aceleași raioane care se poziționează în aceleași zone. Pentru ca să fie un pic mai clar care anume și cum arată datele pentru fiecare raion, am ales din fiecare zonă roșie și verde câte două raioane cu datele cum arată pentru fiecare raion. Deci avem raionul Cimișlia și raionul Șoldănești. Cimișlia. Note de 9 și 10 la examenul de gimnaziu au fost obținute de aproape 10% de elevi, comparativ cu 0% la examenul de bacalaureat. Vorbim de aceiași copii. 0, deci niciunul. Și ne uităm în extrema din dreapta, notele de 4 și 1, deci la examenul de gimnaziu rata de promovare este de 100%, deci toți copiii au susținut această probă, comparativ cu examenul de bacalaureat, la care aproape 28% din acești elevi nu au susținut această probă. Șoldănești. La Șoldănești, note de 9 și 10 la gimnaziu, peste 20%, comparativ cu examenul de bacalaureat, nicio notă de 10, 0%, și note de 9, 2 întreg și 86%. Dacă să ne uităm iarăși la note de 4 și 1, avem o situație similară ca și la Cimșlia. Examenul de gimnaziu este promovat de toți, 100%, comparativ cu examenul de bacalaureat, care îl pică peste 17% de elevi. Deci asta este zona roșie. Două raioane din zona roșie. Două raioane din zona verde. Raionul Telenești și raionul Ștefan Vodă. Raionul Telenești. Note de 9 și 10. La gimnaziu, aproape 11%, comparativ cu examenul de bacalaureat, aproape 15% de elevi au obținut note de 9 și 10 și ne uităm la note de 4-1. La gimnaziu avem 0,3 și 43% din cei care nu au promovat și examenul de bacalaureat l-au promovat toți. 100%, deci acolo avem 0%. Ne uităm la Ștefan Vodă. Note de 9 și 10 la examenul de gimnaziu avem aproape 7%, comparativ cu 12% la examenul de bacalaureat. Aici noi ziceam în descrierea la zona verde că avem rezultate mai bune la examenul de bacalaureat decât la gimnaziu și pe extrema din dreapta, deci 5% la gimnaziu nu au promovat, comparativ cu 100% sau 0% de elevi care deci au susținut toți examenul de bacalaureat. Deci acestea sunt exemplele cu două raioane din zona roșie, Cimșlia, Șoldănești, și două exemple din raioane din zona verde, Telenești și Ștefan Vodă. Care sunt constatările care s-au creionat în baza acestor date și analizei efectuate? Raioanele Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Drochea, Dubăsari, Rezina, Șoldănești de cele mai deseori s-au poziționat pe zona roșie și acestea
raioane ridică cele mai mari semne de întrebare la capitolul integritate. Discrepanța mare se atestă în raioanele și municipiile cu o rețea supradimensionată și fără o concurență între instituțiile de învățământ. O altă constatare, și dumneavoastră ați observat-o probabil, că în raioanele din zona centru, cele din zona galbenă, ele se poziționează pe zona galbenă, se atestă o abordare aproape similară în organizarea și desfășurarea examenului atât la gimnaziu cât și la bacalaureat. Și o altă constatare este că în raioanele și municipiile în care s-a reușit construcția liceelor mari, datele demonstrează calitatea studiilor și aici am să-mi permit un pic să explic ce înseamnă construcția liceelor mari. Deci sunt licee cu un număr mare de elevi, peste 500, sunt instituțiile care au o bază tehnico-materială bună, sunt instituțiile care sunt dotate cu laboratoare performante, echipamente, au cadre didactice calificate pentru fiecare disciplină și au oferte educaționale variate. Acestea ar fi constatările. Care sunt măsurile care intenționăm să le realizăm pentru sesiunea de examene 2024. După cum spunea și domnul ministru, vom avea această monitorizare externă a organizării și desfășurării examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în raioanele care s-au poziționat de cele mai dese ori pe zona roșie. Aici avem 8 raioane, 190 de instituții, și vom avea circa 400 de voluntari care vor avea calitatea delegaților Comisiei Naționale de Examene și vor realiza această monitorizare externă a desfășurării examenelor de gimnaziu. Vor fi organizate instruiri anticorupție în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, cu elevii și profesorii din aceste instituții și din aceste raioane, dar nu doar cu ei. Vom realiza reevaluarea selectivă a testelor din instituțiile monitorizate pentru fiecare probă de examen și aici pot spune că vor fi reevaluate peste 3.000 de teste de o comisie republicană, deci la Chișinău. Vom face această reevaluare centralizată. Și urmare a analizei tuturor datelor care le vom obține, vom elabora un studiu de impact care va fi prezentat în toamnă. Aici vreau să menționez că toate aceste măsuri sunt prevederi din regulamentul cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Această monitorizare se întâmplă anual. Sunt delegați ai comisiilor raionale municipale, dumnealor tot au dreptul să reverifice și asta se întâmpla la nivel de comisii raionale municipale, doar că anul acesta vom merge țintit în acele 8 raioane și vom face această monitorizare externă cu ajutorul acestor 400 de voluntari. Domnul ministru, dacă despre analiză ce sau altă dată. Am realizat o analiză suplimentară. Am avut același set de date de la examenul de bacalaureat și examenul de gimnaziu, dar aici am luat doar cohorta de elevi care au obținut note medii la absolvirea gimnaziului cuprinse între 5 și 6. Și atunci ne-am uitat ce s-a întâmplat cu situația acestor elevi care, repet, au avut media anuală la absolvirea gimnaziului cuprinsă între 5 și 6. Ultimele trei sesiuni, 2023, 2022 și 2021. Dacă observați, la gimnaziu toți au reușit, au promovat examenul 100%,
Dar acești elevi, fiind admiși la liceu și la finalizarea liceului, au susținut examenul de bacalaureat doar cu o rată de promovare cuprinsă între 16 și 29%. Sau, în cel mai bun caz, putem să spunem un pic altfel, că doar 3 din 10 au susținut examenul de bacalaureat. În sesiunea din 2023, 8 din 10 nu au reușit să susțină proba de examen la bacalaureat. Ceea ce ține de rata de promovare și am făcut aceeași analiză și cu mediile acestor elevi. Deci, încă o dată, repet, noi acum vorbim despre elevii care la finalizarea liceului au obținut media anuală între 5 și 6. La examene de gimnaziu, acești elevi au obținut medii cuprinse între 5,69 și 6,52. Și examenul de bacalaureat, vedeți și dumneavoastră, care este media obținută între 2,61 și 3,21. Deci, iată și această analiză comparativă a datelor a fost efectuată. În ultimul rând, cred că este bine să finalizez această prezentare cu câteva momente care țin de corectitudine și meritocrație. Și acest lucru nu este unul declarativ. Deci instituțiile de învățământ și organele locale de specialitate în domeniul învățământului trebuie să organizeze examenele naționale de absolvire în conformitate cu principiile corectitudinii și imparțialității. Măsurile de monitorizare a procesului de organizare și desfășurare a examenelor trebuie să contribuie la consolidarea încrederii în sistemul educațional și să ofere tuturor elevilor șanse egale de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile. Procesul de organizare și desfășurare a examenelor naționale trebuie să reflecte competențele reale ale elevilor, promovând astfel un sistem educațional bazat pe corectitudine și meritocrație. Și nu în ultimul rând, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare își exprimă speranța și încrederea că examenele naționale vor fi un proces echitabil și transparent în beneficiu tuturor elevilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mersi, doamna Ivanova, pentru prezentare. În concluzie, aș spune doar că Ministerul Educației ia decizii bazate pe date și pe cifre și datele nu mint. Și după cum ați văzut și din prezentare, se vede foarte clar că avem o situație de fraudă sistemică în câteva dintre raioanele Republicii Moldova la examenul de clasa 9. A spus mai simplu, se copie sistemic în câteva raioane, în opinia noastră, din Republica Moldova la această etapă, la examenul de clasa 9, și atunci este bine să intervenim. În același timp, datele ne arată că în unele raioane, și aici trebuie să le evidențiem pentru că lucrurile se întâmplă bine, vedem că se reușește a ajuta copiii după absolvirea examenului de clasa 9 să-și îmbunătățească rezultatele și asemenea raioane trebuie celebrate, dar ele au anumite caracteristici de pe urma cărora trebuie să învățăm. Sunt raioane de principiu unde sunt mai puține licee, 2-3 licee la nivelul întregului raion, licee mai mari, cu asigurarea, cu cadre didactice și cu toate cele necesare și care reușesc să ia un elev cu performanțe mai modeste de la gimnaziu, dintr-o localitate mică și să-l ajute să dea bacul și să obțină rezultate bune la bac și le-ați văzut în zona verde. Nu întâmplător am prezentat doamna Ivanov și ultimele două slide-uri legate de clasa de admiterea în clasa 10, pentru că s-a discutat public despre această inițiativă noastră de a introduce o medie de admitere de 6 pentru clasa 10. Iarăși, nu întâmplător, ați văzut că în 2023, din cei care au avut o medie între 5 și 6 la examenul de clasa 9, aproape 80%, peste 80%, nu au dat examenul de bac. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii au pierdut în esență 3 ani care ar fi putut să-i petreacă într-un colegiu sau o școală profesională, căpătând o profesie și având posibilitatea ulterior să se integreze pe piața muncii. Deci eu cred că noi mai degrabă le facem un
îi ajutăm copiii, îi orientăm corect profesional, pentru că ei să urmeze acel parcurs educațional care li se potrivește mai bine și care o să finalizeze într-un final cu angajarea în câmpul muncii și o să corespundă mai bine capacităților și competențelor lor decât să-i plasăm într-o situație unde după 3 ani de zile nu au o diplomă de absolvire, nu pot merge la facultate, nu se pot angaja pe câmpul muncii, nu au însușit o profesie. Iarăși, important să remarc, datele nu mint și e bine să luăm decizii în baza acestora, reieșind din interes copiilor în primul rând. Asta a fost prezentarea noastră. Vă rog dacă sunt întrebări la care putem să răspundem. Care examen? Referim de clasa 9 sau examen? Examenul de clasa 9, circa 30.000 de elevi în fiecare an îl susțin și vor avea loc tradițional în luna iunie. Sunt 4 examene de clasa 9 care urmează a fi susținute, respectiv acești 400 de voluntari urmează să se deplaseze în 197 de instituții de învățământ de 4 ori în aceste 8 raioane pe care le-am specificat și deja acea evaluare selectivă centralizată a lucrărilor care vine să asigure că comisiile raionale de evaluare nu au admis anumite încălcări. Da, noi implementăm această măsură alături de Agenția Germană de Dezvoltare GIZ. Avem un buget aproximativ de 1 milion de lei, care o să acopere costurile de transport, un pachet alimentar pentru voluntari, campania de recrutare a acestora. În acest an o facem în parteneriat cu această agenție, în funcție de rezultate, în funcție de raportul care urmează să fie elaborat la finalul acestui exercițiu, vom decide dacă anul viitor finanțăm din bugetul de stat această măsură, odată ce ea se dovedește a fi eficientă și justificată. La clasa 9 noi nu avem un proces organizat de monitorizare video, îl avem la BAC. De asta și am comparat anume cu bacalaureatul rezultatele de clasa 9, pentru că avem încredere în corectitudinea desfășurării acestui examen și ne permite să avem un element de comparație. De principiu, cum spunea și doamna Ivanov, tradițional direcțiile de învățământ raionale aveau posibilitatea să aibă acești monitori în instituțiile de învățământ, dar iarăși, având în vedere că noi vedem că de la an la an, în anumite raioane, se repetă aceeași situație, asta ne duce cu gândul la faptul că acolo lucrurile sistemic nu se întâmplă bine. Asta nu înseamnă că în toate celelalte raioane nu există ocazional anumite situații izolate când pot avea loc anumite, eu știu, incidente. Dar dacă noi am căutat să găsim acele raioane unde există un element sistemic al fraudei și atunci ne-am uitat atent peste cifre și nu doar pe un singur an, dar pe 3 ani de zile și vedem, vă spuneam, un tablou care se repetă anual și atunci credem că este corect de la nivel central să mergem să asigurăm o desfășurare 100% corectă a acestui examen, ca toți copiii să fie în condiții egale, indiferent de raionul în care își fac studiile. N-am acum la îndemână cifrele din România. Pornind de la rezultatele de la PISA, m-aș aștepta în România rezultatele să fie un pic mai bune decât la noi, dar nu neapărat dramatic. Ori noi suntem destul de apropiați de România atunci când vine vorba de rezultatele la PISA. Mersi! Мы сидим в процессе переговоров с партией турка. Мы инициат хотели дегуляр, при котором мы лансат официальные переговоры по маржине этого протокола.
Am avut o discuție bună cu Ministerul Educației din Turcia două săptămâni în urmă. Am clarificat majoritatea elementelor care trebuiau setate corect în acest proces de negociere. Am avut discuții pe marginea modului în care o să selectăm directorul acestei instituții de învățământ, care urmează să fie o instituție publică a Republicii Moldova, dar care în același timp, având în vedere investiția făcută de partea turcă, va avea și un co-director, un board de conducere în care va fi reprezentant și partea turcă, ceea ce nu este specific instituțiilor noastre publice de învățământ. Deci facem anumite excepții în acest sens și ele, evident, trebuiau negociate. Era important să decidem asupra limbii de instruire și vom avea trei limbi de instruire în acest colegiu industrial: română, engleză, turcă. Și erau elemente administrativ-logistice care trebuiau clarificate, inclusiv referitoare la proprietate. În cazul de față, acel complex care a fost construit de către partea turcă va fi transmis în proprietatea statului Republica Moldova și pentru noi asta era un element principal, în condițiile în care de aici încolo Republica Moldova va suporta costurile de întreținere, va finanța instituția prin intermediul comenzii de stat. Deci am avut subiecte pe care să le discutăm. De principiu am ajuns la un acord și acum parcurgem procedurile formale. Este nevoie de două hotărâri de guvern. Prima deja este în proces de avizare, deschiderea negocierilor pe marginea protocolului, după care aprobarea protocolului și ulterior ne așteaptă un proces administrativ nu simplu. Instituția este mare, cred că poate acomoda până la 1000 de elevi. Asta înseamnă recrutare de profesori, dotare, echipamente și tot restul. Așteptările noastre este că cel mai probabil în 2025, în septembrie, va începe procesul educațional de mijlocit. Avem și măcar principale având în vedere că noi avem o hotărâre de guvern care inițiază procesul de negociere pentru a da în exploatare și a porni lucru, există, bineînțeles, că spor și deschidere. Și însuși procesul construcției a fost inițiat după urma unui acord care a fost semnat anterior. Deci eu vreau aici, în primul rând, să specificăm că modul de denumire a acestui colegiu nu se decide de către Găgăuzia. Găgăuzia nu este subiect în acest proces. Este un proces de negociere între statul Republica Moldova și partea turcă și noi am ajuns la un consens cu partea turcă pe marginea denumirii și denumirea va fi Erdogan. La această etapă nu, pentru că ne-am asigurat că procesul de instruire va fi în limba română, engleză și turcă, pentru că ne-am asigurat că proprietatea va fi a statului Republica Moldova și nu a Găgăuziei și pentru că am clarificat elementele legate de denumire. Mersi.